Mulțumesc. Bună ziua tuturor! Mă bucur să fiu din nou în Iași, în această zonă a țării. Am răspuns cu multă plăcere invitației domnului Baconski de a susține această conferință de presă. Îl consider un om deosebit de valoros. Mă bucur că candidează aici și colegiul dânsului se află exact în zona cea mai, să zicem, apropiată de ceea ce face dânsul în viața țării. Colegiul dânsului acoperă universitatea și alte două cartiere. Deci mi-a făcut plăcere să vin aici. Mi-a făcut plăcere să urmăresc ce se întâmplă cu Iașul în decursul timpului. Dacă vă amintiți, a fost o perioadă când Bacău era în Moldova centrul de dezvoltare, motorul dezvoltării zonei. Acum se pare că aceasta s-a deplasat spre Iași și e important să aveți aici, de exemplu, parlamentari ca domnul Baconski capabil să mărească atractivitatea zonei pentru investitori, indiferent că sunt străini sau români. Dați-mi voie să încep în primul rând cu campania electorală. Ce se întâmplă cu această campanie electorală pentru Parlamentul României în alegerile din anul 2012? Deci, din păcate, USR-ul a reușit să deturneze campania electorală din România. Nu avem o campanie electorală centrată pe problemele României, pe ce trebuie să se întâmple în România pentru a preveni o serie de fenomene, în special economice, de stagnare, și o să mai revin asupra acestei probleme, da? Deci USR-ul a reușit să deturneze campania electorală. Nu discutăm de program de guvernare, nu discutăm de problemele României, discutăm de ceea ce a reușit teme artificiale să pună pe masa dezbaterii la nivel național USR.